toată, că sunt tare alintată. Dar cu și sunt eu de ghină, nu-mi place și cu sapa mână. Mă vorghește lumea toată, că sunt tare alintată. Dar cu și sunt eu de ghină, nu-mi place și cu sapa mână. Trăiesc puțin mai bine, mulți mai iau și-o dă pe mine. Dacă îmbătrânesc nu-mi pasă, că am avut viață frumoasă. Uite așa-i omul meu, el mă poartă cum vreau eu. Mă port într-o haină scumpă, să fiu la lumii plăcută. Uite așa-i omul eu, el mă poartă cum vreau eu. Mă port într-o haină scumpă, să fiu la lumii plăcută. Să-i fiu dragă ori și cui măi, dar mai dragă să-i fiu lui măi. Când îl văd că ia ca vini, mă prăpădesc vai de mine. Și noapte stă și-mi spune, să-mi cumpere haine bune. Că aripi și-nle bune, și cu șinii merge în lume. Zi și noapte stă și-mi spune, ca să-mi facă și mai bune. Că aripi și-nle bune, și cu șinii merge în lume. Ni-i dragă să fiu gătită, și de bărbat miluită. Uite așa e la noi femeia, numai bani și vorba și ea. Știu că mă vorghește satul, că eu amăjesc bărbatul. Nu te temi măi bărbate, nu lua seama la toate. Știu că mă vorghește satul, că eu amăjesc bărbatul. Nu te temi măi bărbate, seama la toate. Fimeia multile pașe, bărbatul vede și tașe. De le-a ști bărbatul toate, cred că ar muri într-o noapte. Fimeia cu vorbe multe, pașe pe om s-o asculte. Îl sușește, îl învârtește, până când îl zăpășește. Extraordinară piesă, avem și noi un răspuns cu domnul Vladimir, dar foarte curând. Îl dăm o bună dimineața să rămână. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, bine ați venit. Bine v-am găsit în această zi. Vreau și la domnul Vladimir Răsărbușca, bună dimineața. Foarte bună piesă asta, dar e pentru doamne cumva. Cumva o pregătire de mai mult pentru doamne. Pentru doamne care de acum au o viață trăită împreună cu soțul și adică nu o supere soțul ceea ce cânt eu. Pentru doamne fericite de altfel. Pentru doamne fericite în care păi soțul da. Îl înțeleg. Păi da, da, într-adevăr. Uite că, da, azi suntem într-așa o zi frumoasă de dragobete, dragobetele care sărută fetele. Ei, fetele lasă-le sărută, dar noi acasă, așa. Da, dar la fel, pentru că domnul Vladimir, vă rog, sărutați, nu? Fata, că-i dragobete, că altfel nu se poate. Sărutăm, sărutăm, ne sărutăm tot la timp. Fiecare vârstă oricum e încă tinerețe. La fiecare da, vârstă da, suntem tineri. Nu zic că, uite, că dragostea este ca la început. Oricum, aceeași dragoste se transformă în respect. E mai mult respect acum. În stimă unul față de altul. Că viața așa e făcută. Să mai cedezi unul, să cedezi altul. În cazul dat, el mai mult cedează decât eu. Da, apropo, nu numai în cazul dat, dar în toată viața ta. Dar știți că așa e tot timpul, la început parcă femeia te mai lasă, parcă tu decizi și când gol, hop, nici nu știi când. Hai, când la decizii mai serioase, hotărâm împreună, nu... Da, da, împreună și nu știm care o să zică... O conving eu când trebuie. Nu știm care să zică da, ori nu. Care e secretul unei relații de durată? Ce e foarte important să înțeleagă tinerile cupluri sau cei care au câțiva ani deja în păi, eu i-aș sfătui că ca dragostea pe care și-o poartă unul față de altul să nu se divulgă în public. Dragostea totuși unui cuplu, unui băiat și o fată nu trebuie arătată tuturor.
trebuie să fie dragoste, este o simțire, hai să zicem așa. O spare, un sentiment. Unul față de altul. Și asta nu trebuie expus în public. Că, nu știu, dacă o expui tare mult în public, încep fiecare să dă cu părerea, mă rog, una alta. Dintr-o parte, da. Dintr-o parte, într-un cuplu, în primul rând, trebuie să fie comunicare. Ca să dureze relația. Da. Dacă nu e comunicare, adică... Tot trebuie să dai pe față. Uite, eu nu pot să-l amăgesc pe dânsul, că el îndată mă cunoaște. Uite, până la aceea am ajuns că ne simțim atât de mult unul pe altul, simțim când spune minciuni. Mai rar îl simt eu pe dânsul când spune el minciuni. Dar noi bărbați avem un talent în povestea ăsta, puțin mai... Probabil și din priviri deja vă înțelegeți uneori, nu mai da, din priviri, sigur, da, sigur. Și din priviri, fiindcă noi toată viața suntem împreună. Și pe scenă împreună, și acasă. Câteodată mai spun, mai du-te mai undeva, ori mă duc eu undeva. Să mai stăm departe unul de altul ca să ne fie mai acum torta. Ne mai despărțim așa câteodată. Să mai duci și el la nepoți pe o lună de zile și apune nimic greu atunci. Și că mai apoi dumneavoastră? Eu singur încă n-am fost. Nu? Mai mult da, eu, bine, da. Cu bunica nepoții e mai diferit. Da. Vreau să luăm cu început. Domnul Vladimir, cum ați reușit să o cucerești doamna Căprară? Care e povestea? Să ne reamintim puțin. Pentru că astăzi am auzit o poveste, de ce vă întreb și pe dumneavoastră, în care domnul, care a fost aici, a zis într-un mod și doamna a zis un alt mod. Că nici nu l-am observat, nici nu l-am văzut. De care el, dar nu se uita la mine tot timpul. De aia și vreau să aud și povestea dumneavoastră. Cum am cucerit-o? Noi ne-am întâlnit prima dată când am văzut-o. Eram la 18 ani, cam. Ea avea 18 și eu aveam 17, că eu spuneam, el m-a mai zis. Și atunci nu s-a luat, eu nici mustața încă nu aveam. Dar ea era de acum, la 18 ani, față mare, știi? Și nu prea ne trezea atenție. Și, mă uitam și, la ață, plăcă așa, mai răsărețe, el era slab și numai buzele din trânsul. Pe urmă, când am ajuns împreună la Institutul de Arte, la... Eu eram anul 3 de acum, dar ea a venit mai târziu. Și era anul 1. Și noi am plecat la muncă, în colhoz, cum era toamna, toți studenții mergeau la muncă. Da, am fost în satul Bozieni, la culesul poamnă. Da, și acolo eu am fost obligat să fac o brigadă de agitație, așa cum era pe timpuri, orchestră, mini-orchestră, și cu cântăreți și dădeam concerte prin satele din prejur. Și eu știam că Ioana cântă și... Atunci am pus eu mâna pe dâns, să trece în orchestră. Și eram și harnică, colegem mai mult, îi făceam normă și lui. Mai cântam pe la anunț și veneam lunea obosit, nu era nici lucru, și apoi îmi făcea normă, mie la poamă. Și am văzut-o eu că e hârnicuț, așa cum întreb mie. Da, bun, acum să vedem și povestea dumneavoastră, pentru că la început mi-am dat seama, nu, sunt flăcări mai mari. Ei, ce să spun eu, am început noi prietene, așa, ne-am întâlnit, uite că odată văd eu că parcă e degeaba, zic că hai, ori mă iei, ori mă las, știi, într-un fel, știi? Și cred că mai mult eu am insistat să-l cer căsătorii decât el. Ei, desigur că eu i-am dat de înțeles, dar el a făcut, adică primul pas. Știți care... cum noi bărbații trebuie uneori să mai fim gântiți, pentru că noi mai copile, exact, în special exact. În tinerețe. Da, da, da. Exact, uite așa și toată viața. Trebuie să-i dăm câte un ghiont, așa e, ca să... Da. Dar să știți că, uite, cum mai în glumă, mai în serios, uite că a trecut 43 de ani de când suntem împreună și trebuie multă răbdare să avem unul cu altul. Că nu e chiar atât de ușor să ții o familie atâția ani, să zicem. Trei copii. Cu trei copii, uite, dragostea noastră s-a transformat în fetele noastre. Trei fete, uite, trei fete din dragoste, că tot din dragoste n-am putut nici un băieț să facem. Dar, uite, răbdarea, trebuie să ai răbdare. Dacă ți-a fost drag de la început, trebuie să fii dragă până la urmă, cu toate calitățile pe care le are, că fiecare avem caracterul nostru. Fiecare are caracterul lui și mai zbuciumat și mai așa... Fiecare înseamnă că vrei ceva, fiecare să facă și trebuie să ne înțelegem unul cu altul. Și uite cum a spus și Vladimir, că
numai comunicând în casă le faci pe toate. Corect. Comunicând unul cu altul. Nu e neapărat să-ți dai, să te șăți pe drum, să te săruți, să arăți cât de tare te iubești. Și tătă dragostea vine ceea ce lași în urma ta, în viața de cuplu, copii, nepoți. La noi tătă dragostea se merge mai departe. În copii, în nepoți, totul am să ajunge și la strănepoți și la tot. Dar respectul și stima unul față de altul o păstrăm și acum. Ei, nu zic că nu ne certăm, dar nu chiar așa tare ca să ne batem, să ne... Oricum sunt două caractere diferite, în mod special la început de relație. Mie îmi place, apropo, o glumă, vorbind de ghionturi, că cei mai grei ani din viața unui bărbat sunt primii 40 de ani de copilărie. După care e mult mai simplu. Dar așa e la toată lumea, că nu cred că... Păi, dar bărbatul trebuie să-l iei de lângă mama lui, să-l iei, să-l educi femeia mai departe. Eu așa înțeleg. Și uite asta, dacă îmi reușește, înseamnă că am făcut și eu ceva în viața asta. Dacă reușește, domnul devine un adevărat cavaler, un adevărat domn. Și mă simt foarte iubită prin faptul că el, într-un fel, am și eu dorințele mele și mai fac și eu de cap de mine, hai să zicem așa, el mi-a acordă atenție și îmi spune că, uite, chiar și când mă îmbrac cu ceva, mai apelez și la dânsul, îl întreb cum, când plecăm undeva. Uite asta, toate cele ce faci în casă, împreună, trebuie să fie cu acordul unului și altuia. Uite, asta este o viață. Asta înseamnă dragoste. Și mie simte atunci și mie când are susținere și un scut lângă dânsa, să fie apărare, să fie, adică, dar să fie din nădejde, nu... Eu sunt sigur că în familia dumneavoastră doar armonie, dragoste, comunicare și respect. Mult, mult succes în continuare, sănătate, fericire. Și să ne vedem și peste 40, 50, 60 de ani tot aici să discutăm în continuare despre iubire. Până atunci, însă, pentru că este momentul și să cântăm iubirea, desigur, vă invităm în scenă. Vă mulțumim. Hai la joc! Da. Hai să mergem cu toții la joc. Nu uitați să iubiți, nu uitați să fiți iubiți, nu uitați să simțiți sincer. Și este foarte important să înțelegem că nu suntem copaci. Dacă nu simțim, atunci ar trebui să plecăm. În cazul în care simțim și adevărat, sau simțim noi că e adevărat sentimentul nostru, atunci ar fi trebuit să continuăm. Iar în continuare, doamna Ioana Cărpăraru și domnul Vladimir Serbușca, pentru dumneavoastră, vă invităm la joc. Hai bătiță, hai la joc, mai tiri-liri-ram. Lumea joacă tiri-liri-ram. Lăutarii cântă ghini tiri-liri-liri-liri. Vin în vor lângă mine tiri-liri-ram. Că-i acasă uită satul tiri-liri-liri-liri. Cum jucăm unul cu altul tiri-liri-ram. Badea îi flăcău frumos mai tiri-liri-liri-liri. Ta-ta-ta o leacă rușinos. Lasă-mi colul de rușini tiri-liri-liri-ram. Ta-ta-ta că eu joc ca bunichini. Vor în sat, măi, tiri-liri-liri-tiri-la-tiri-la. Nu-mi trebuie lucrat, măi, tiri-liri-liri-dam. Am dat brâilii la casă, tiri-liri-liri-tiri-la-tiri-la. M-am gătiță și-o frumoasă, tiri-liri-liri-lam. Ne-am lichit și pristulii, măi, tiri-liri-liri-tiri-liri. Și ne-am pus ochi în zile, tiri-liri-liri-lam. Mă duc răpidi la joc, măi, tiri-liri-liri-tiri-liri. Cu badea să faci și foc, tiri-liri-liri-lam. Ai bătiță și mă joacă, tiri-liri-liri-tiri-liri. Bate pasul după mine, tiri-liri-liri-lam, ta-ta-ta, nu fă neamul de rușini. Hei, lumea chiuie și joacă, pe ora ne-i tare dragă. Uite cum joacă tot satul, tiri-liri-liri-la-tiri-la, cum o sună lângă altul, tiri-liri-liri-la. Dansa e de sărbătoare, tiri-liri-liri-la-tiri-la, cum se cade la zămare, tiri-liri-la. Roata ghine, tiri-liri-liri-liri. Sus pișorul după mine. Tropa în trop, jucat în pinci, tiri-liri-liri-liri. Când e drag să joc aici, tiri-liri-liri-liri-lam. Ușuri el pe iardul verde, tiri-liri-liri-liri. Ta-ta-ta că lumea toată ne vede.
acasă, până din ochii-s focul să iasă. Și să uită tiliriri, tiliratila, că la joc e lume multă tiliriri, da. Să uită la fiecare tiliriri, tiliratila, care și părechi are. Eu îmi joacă cu lenuța tiliriri, tiliriri, de îi fărfâie ca trința tiliriri, da. Gărgăși ține pălăria tiliriri, tiliriri, când o învârte pe Maria tiliriri, da. Uite acolo moșto steche tiliriri, de tata joacă numai cu o chincă tiliriri, da. Baba să faci foc, tir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 i